De câțiva ani, Lucian Bute a ieșit din lumina reflectoarelor și a renunțat la cariera sa din box. De atunci, foarte mulți români se întreabă ce s-a întâmplat cu acesta. Fostul campion mondial a părăsit România și s-a stabilit în Canada alături de familia sa. Când aveam 14 ani, nici nu mă uitam la box. Nu mă interesa boxul, nu-mi plăcea. Am ajuns întâmplător în sala de box. Pur și simplu din întâmplare am ajuns în sala de box. Când m-am dus acasă cu medalia de argint, cu diplomă, eram vedeta satului în comună acolo. Lucian Bute a fost nevoit să pornească de jos și să înceapă să practice boxul într-o sală improvizată din localitatea sa natală. Sunt un român care a plecat din România acum 21 de ani de la Pechia și am ajuns în Canada și am vrut să fac ceva, să realizez ceva. Cu multă muncă și ambiție am reușit și am devenit campion mondial în boxul profesionist. În urmă cu 2 decenii, Lucian Bute a luat decizia de a renunța la box și de a intra în lumea afacerilor. Acum acesta s-a stabilit în Canada, mai exact în orașul Montreal, unde a dobândit cetățenia canadiană din anul 2012. În prezent, fostul pugilist are mai multe afaceri în domeniul imobiliar. Apropiații acestuia susțin că afacerile le administrează alături de soția lui.